Isabela Vasiliu Scraba, Eliade și detractorii lui sau răfuiala oamenilor de rând cu omul superior. Moto: dezinfectarea culturii de paraziții metafizici dau pâinii tot mai mult un gust de spital și pușcărie. Horia Stamatu, Jurnal, 1977. Trăim într-o lume a tarabei, în care orice incult se vrea recunoscut drept autor a unor remarcabile originalități, când reproduce inepțiile liderilor de opinie prefabricată, aflați în tabăra deținătorilor puterii înainte și după 1990. Să vedem însă ce este cu libertatea de a reproduce inepții. După a doua ciuntire a regatului României, la vremea când se instaurase teroarea închisorilor comuniste și când agenții invadatorului sovietic n-au ezitat să distrugă volumul despre cultura românească, al cincilea din Enciclopedia României, vastă lucrare de sinteză coordonată de Mircea Vulcănescu și Dan Bota, eliminând totodată peste 8500 de titluri de cărți de nivel european apărute în interbelic, libertatea de îngândire a însemnat, de exemplu, repetarea ideii că Mircea Eliade trebuie neapărat scos din cultura românească. Pentru că și generațiile de după cel de-al doilea război mondial fuseseră crescute, cum bine observase marele savant în 1970, cu proza și poezia produse în conformitate cu normele ocupantului. Până în decembrie 1989, 26 de cărți scrise de Eliade fuseseră interzise de cenzura comunistă, printre ele figurând Le Chamanisme, Paris 1978, Giornale, Torino 1973, Fragment d'un Journal, Paris 1977, Occultisme, Sorcellerie et Model Culturel, Paris 1978, Tratato de Historia de las Religiones, Mexico 1975, Technique du Yoga, Gallimard 1975. Lista alcătuită în toamna anului 1944 de proletcultistul Wittner pe tema scriitorilor, cum credea el, morți pentru cultura românească la 23 august 1944, cuprindea, alături de numele lui Mircea Eliade și a lui Naionescu, mai toate vârfurile spiritualității românești interbelice. Libertatea de a repeta inepția scoatere gândirii eliadești în patrimoniul cultural român și-a asumat-o mai apoi stalinistul Tertulian, scriind cu impertinență despre așa zisa non-valoare a operilor lui Mircea Eliade. Nici comunistul Alexandru Mirodan, fugit ulterior peste graniță, nu s-a lăsat mai prejos. În articolul Ceva despre analfabetism din România literară, apărută în toamna lui 1946, Mirodan ținea să arate cât este el de alfabetizat și cum l-ar fi depășit prin prostiile sale înșirate fără jenă pe faimosul istoric al religiilor, care în acea perioadă preda la Paris. Peste granițele închise ale României, transformată într-o imensă închisoare, în 1950, Gershon Scholem îi mărturisea la Ascona, savantului Mircea Eliade, că i-a citit toate cărțile științifice, inclusiv lucrarea despre yoga din 1936. Conformismul confundat cu așa zisa libertate de a repeta inepții l-am revăzut în 2006 la două vedete ale culturii criptocomuniste de după 1990. Ovidiu Șimonca, un modest recenzent care probabil n-a fost în stare să ducă la bun sfârșit lectura niciunei cărți eliadești, se întreba în Observatorul Cultural dacă adulația pentru opera științifică a lui Mircea Eliade n-ar putea o fi o formă de castrare.
Un alt conformist nota în Dilema veche că Mircea Eliade ar fi fost, până la plecarea din țară, un fel de nimeni. Dăm în citat prostiile scrise de Cătălin Avramescu în revista lui Andrei Pleșu la 2 decenii de la moartea savantului de renume mondial. Până în 1944, Mircea Eliade nu era decât autorul unei serii de cărticele descriptive și a câtorva romane care, așa cum admite chiar el, erau scrise pentru un public de domnișoare. Încheia citatul. Printr-o atare afirmație, partea de argumentare, prin așa cum admite chiar el, este nulă, întrucât scriitorii sunt extrem de rar mulțumiți de propriile opere. Interesantă încântărirea operei prin raportarea la autor este desigur un alt aspect care nu putea fi pus în lumină de un Avramescu oarecare. Pornind de la observația lui Aristotel, după care cauza păstrează în sine un plus față de efectele ei, Mihai Eminescu meditase la creația artistică și la cauza ei, ajungând la concluzia că opera de artă ar fi o emanație parțială a comorilor spirituale, definitorii pentru adevăratul artist. Citat: ce respect trebuie să avem așadar înaintea bogăției spirituale a lui Michelangelo, Goethe, Beethoven și alții, când ne gândim cât de însemnate sunt deja cele ce au dat la lumină, care nu reprezintă decât incomplet totalitatea spirituală a celor oameni. Scrie poetul. Dar să vedem ce este cu zisele cărticele descriptive publicate de Mircea Eliade, cel considerat în perioada interbelică vârful unei generații de scriitori, ale căror opere n-au putut fi pentru vecie înmormântate după 23 august 1944. În teroarea ideologică și polițienească instalată de ocupantul stalinist al României, Mircea Eliade a fost complet interzis. După un sfert de secol, când mediile academice occidentale nu mai pridideau al onora cu cele mai însemnate distincții, în cultura comunistă i-au fost acceptate cu greu o foarte mică parte din scrieri. Atare barbarie, vag spoite cu puținele editări de opere eliadești practic nedifuzate prin librăriile comuniste, a ieșit de sub spoială prin articolul lui Ovidiu Șimonca din Observatorul Cultural și ale lui Cătălin Avramescu din revista 22, din Idei în dialog și din Dilema veche, precum și din sponsorizarea unui colocviu de istoria religiilor cu o mică secțiune Mircea Eliade, împlinindu-se 20 de ani de la moartea lui Eliade. Printre organizatorii colocviului, finanțat cu bani de la buget, s-a aflat și Andrei Oișteanu, astfel că manifestarea internațională din septembrie 2006 a putut reuni diverse referiri comunisto-inchizitoriale într-o desfințare a operei unui savant care a dormit ani de zile 3 ore pe noapte și care scria și citea mai mult de 16 ore pe zi. Mica secțiune Eliade a oferit fără niciun dubiu modelul oficial de receptare a marelui savant, model neschimbat de 10 de ani, mai precis din anii când filozoful religiilor era condamnat în lipsă alături de Eugen Ionescu sau de Emil Cioran pe baza retroactivității noilor legi sovietice, fiindcă niciunul din ei nu călcase vreo lege cât au fost în țară. Într-o asemenea atmosferă criptocomunistă, lui Cătălin Avramescu i s-a părut cât se poate de oportun să scrie în Idei în dialog din aprilie 2006 că Mircea Eliade ar fi fost un mărunt aspirant pe scena culturală după ce în revista 22 i se năzărise a-l eticheta pe savantul de renume mondial drept cercetător revendicativ și egolatru.
Curios e și faptul că tânărul Avramescu s-a trudit să desconsidere exact acele volume de eseuri eliadești care lui Alexandru Paleologu îi păruseră formidabile. Iată titlul acelor cărticele descriptive desconsiderate de Cătălin Avramescu în 2006. Soliloquii 1932, Oceanografie 1934, Alchimia asiatică 1935, Yoga 1936, Cosmologie și alchimie babiloniană 1937, cele trei volume ale revistei Zamolxis, Metalurgii Magic and Alchemy 1938, Fragmentarium 1939, Mitul Reintegrării 1942, Insula lui Eutanasius 1943, Comentarii la legenda meșterului Manoli 1943, Osromenos Latina do Oriente 1943 și Ensaios Luso Romenos 1943. Puse ceva mai limpede în pagină, lucrurile nu sunt tocmai favorabile celor care, după 1990, n-au fost în stare să producă nimic pentru sporirea valorilor culturii românești, dar în schimb s-au găsit să-l judece pe Mircea Eliade și să-i minimalizeze scrieri dense de gândire filozofică cu libertatea de a prelua neputințele ideatice ale proletcultiștilor trâmbițate prin cărți de necitit. Ambii jurnaliști au lăsat să se întrevadă în articolele din Dilema, din revista 22 și din Idei în Dialog, nemăsurata lor dorință de a perpetua idiosincraziile turnătorului Zigu Ornea, bătrânul dilematic de tristă amintire, care, pe când avea 28 de ani, n-a ezitat să-i deschidă lui Noica porțile pușcării. Perpetuarea hegemoniei establishmentului comunist în domeniul ideologiei s-a văzut odată cu mediatizarea anilor 30 tricotați de proletcultistul Zigu Ornea, autor invocat obligatoriu în tezele de doctorat sau în mass media, ori de câte ori este vorba de Mircea Eliade, Mircea Vulcănescu, Naionescu, Horia Stamatu, Vintilă Horia, Cioran, Eugen Ionescu și alții. Dacă în România orice incult a fost mereu încurajat să disprețuiască gândirea eliadescă la care nu are acces, nu e mai puțin adevărat că filozoful religiilor a avut în Occident cititori pe măsura sa. De pildă, când i-a apărut la Paiot Tratatul de istoria religiilor 1949, unde religiozitatea fusese înfățișată ca o realitate originară, ireductibilă sub formele sub care se manifestă, momentul a fost socotit de cardinalul Jean Danielou ca marcând o dată importantă în istoria științei religiilor. Alături de admirația suscitată de originala interpretare a hierofaniilor, lui Eliade au fost apreciate de Petazzoni cunoașterea extraordinar de largă a literaturii istorico-religioase și aleasa lui sensibilitate religioasă, dublată de un vizibil contact cu religiozitatea indiană. În 1979, cărțile științifice ale academicianului Eliade, ca și beletristica sa, ajunseseră a fi considerate de Jean-Marie Le Clézio evenimente în gândirea Occidentului. Prin anii 60, cititorilor săi din Occident nu le-a scăpat noutatea interpretării lui Faust prin ideea unei simpatii reciproce între spiritul creator și spiritul negator, propusă în Mephistotel et l'Androgyne, Paris 1962, interpretare care adâncea o perspectivă din 1943, schițată deja în mitul reintegrării.
Dincolo de justa apreciere a îngemănării erudiției lui Mircea Eliade cu înțelegerea intuitivă a gândirii mistice, conform lui Guérin, interesant ne pare însă și faptul că în răfuiala unui incult oarecare cu un spirit superior se poate întrezări credința în progres a omului de rând, croit pe calapodul personajului Wagner din Faustul lui Goethe. Dispus a bate pasul pe loc prin lenea unei gândiri înclinate să preia și să ducă mai departe măruntele idei la care are acces, omul de rând crede în iluzia progresului nesfârșit, așa cum credea până mai ieri orice comunist bine îndoctrinat. Incultul are alergie la genii, așezându-se pe sine mai presus decât oamenii mari ai trecutului, mândru de avantajul de a fi fost născut după ei. În Faust de Goethe, personajul Wagner este prototipul celor vrăjiți de mitul progresului. Goethe știa bine că gândirea înaintașilor de geniu rămâne pentru oamenii de rând o carte cu 7 peceți. De aceea îl pune pe Faust să-l ia peste picior pe Wagner, care, crezând în progres, se credea la distanțe astrale de înțelepții de odinioară. Aprofundând ideea inaccesibilității celor scrise de oamenii aleși, Goethe arată celor ce au ochi de văzut că transmiterea cunoașterii de-a lungul timpului devine problematică, scrierile fiind asemenea unor oglinzi. După efortul de citire, nu se ajunge, cum cred cei naivi, la sensul intenționat de autor. Din oglinda cărții, cititorului mărunt nu îi va apărea nici când strălucitul spirit ascuns între coperțile tomului ce a străbătut veacurile. Omului de rând îi se va arăta ca într-o oglindă propriu chip. În traducerea lui Lucian Blaga, ce voi numiți al vremurilor duh, e numai duhul dumneavoastră în care vremurile se oglindesc. Goethe nu uită nici pe inculții la care oglindirea celor citite este atât de jalnic deformată încât îți vine să o iei la goană după ce arunci o singură privire. Dar conversația lui Faust cu Wagner dezvăluie și felul cunoașterii pecetluite cu 7 peceți. Citat: puținii care au știut ceva și care au fost destul de nebuni de nu și-au închis inima lor plină, ci au dezvăluit prostimii gândul și vedeniile lor, au fost de când lumea răstigniți sau aș pe rug. Încheia citatul. Cum vedem, cunoașterea pecetluită ar fi cunoașterea filozofică, indicată prin numele filozofului Giordano Bruno, ars pe rug la Roma în 1600, și acea învățătură pe care a vrut să o împărtășească altora, cel răstignit pe cruce. După Eminescu, poeții și filozofii unei națiuni presupun în cântec și cuget înălțimile cerului. Dar ce înseamnă într-o cultură disprețuitoare a operilor iliadești înălțimile cerului? Nimic altceva decât obscurantism și poncife misticoide, cum scria un Ovidiu Șimon ca oarecare despre Mircea Eliade. Și în opiniile de împrumut a lui Cătălin Avramescu difuzate prin Dilema Veche din august 2006, a gândi la cele divine ar echivala, vezi, Doamne, cu intenția declarată de a forța o întoarcere a culturii europene la păgânismul precreștin. Marele savant Eliade era de părere că, citat, Dumnezeu nu și-a întors dragostea de la om, dar oamenii îl lasă pe Dumnezeu singur, citat, capacitatea omului de a fi liber și creator prin credință, dacă ar fi folosită, ar duce la veșnica reînnoire a cosmosului, la regenerarea tuturor făpturilor, adică la abolirea istoriei și la instaurarea timpului aceluia prorocit de Isaia, scria Mircea Eliade, considerat cel mai mare istoric al religiilor din secolul 20.
Ioan G. Coman, profesor de patristică și fost deținut politic, îi scrisese lui Mircea Eliade următoarele. Eu nu sunt singurul român care urmărește munca dumneavoastră, încununată mereu de roade bogate, de succese și de prețuiri meritate din plin. Sunt doar unul din cei mulți care ne bucurăm de activitatea dumneavoastră, cu care cinstiți și aureolați numele țării al cărui fiu sunteți. Ne bucurăm că erudiția și știința dumneavoastră adaugă autoritate și prestigiu numelui de român.